Revenim puțin la politică, pentru că așteptăm, ca așa mi-ați promis, depunerea unei moțiuni de cenzură pentru dărâmarea guvernului Ponta. Când credeți că ar putea interveni aceste evenimente? E tare frumos. Vedeți? Codul electoral, apariția partidelor cu trei membri, ceea ce vă spuneam că acest lucru ține foarte strâns UNEPR-ul și pe cel de PSD, dă PSD-ului astăzi o anumită lejeritate în comportament, pentru că va fi foarte greu să spargem în majoritatea și atunci probabil că vor forța ei codul fiscal să-l treacă prin asumarea răspunderii. Și asta pentru mine e dovadă că acest cod fiscal a fost mai mult o acțiune de imagine decât un act politic important. Pentru că dacă ar fi fost un act politic important, acest cod fiscal, pe care toți ne-l dorim și toți clamăm că ar trebui să fie cu mult mai mult decât o perioadă a unui prim-ministru sau unui guvern, adică mai mult de 4 ani de zile, ar fi într-o dezbatere mult mai largă și nu așa de rapid cu o asumare de răspundere. Noi știu că după ședința de azi, colegii care au participat la conferința de presă urmau să propună premierului acest lucru, să nu ne grăbim. Un cod fiscal trebuie prezentat odată, în mod normal, în mod firesc, odată cu un program de guvernare, odată cu niște obiective strategice stabilite de un guvern. Și bine ar fi ca aceste obiective să fie stabilite în urma unui consens politic, de care România are mare nevoie și pe care toți îl clamăm, dar nu facem nimic ca să-l și obținem. Ar fi fost, sau e momentul, ca acest consens politic să se facă politic și social să se facă pe codul fiscal, nu așa prin asumare. PNL va fi obligat la momentul ăla să introducă o moțiune de cenzură și vedeți, un lucru care ar putea să fie făcut bine, adică să fie o dezbatere reală pe lucruri esențiale, le transformăm doar în a vedea sau a nu vedea dacă există sau nu există o majoritate. Păcat. Care sunt țintele dumneavoastră concrete după ce, să presupunem că veți reuși să schimbați majoritatea? Va prelua, de exemplu, doamna Gordiu, șefia Camerei Deputaților? Asta e un lucru mai puțin important. Cred că e foarte important pe ce venim în fața oamenilor și îmi pare rău, îmi pare foarte rău că programul de guvernare propus de Partidul Național Liberal și Cătălin Predoiu, care a fost integratorul ideilor dezbaterilor în partid, nu a fost, și e vina noastră, e vina noastră, nu a fost sau nu este dezbătut așa cum ar trebui, pentru că acolo s-ar vedea niște lucruri extraordinar de importante. Toți spunem că pentru o societate sunt două lucruri esențiale, educația și sănătatea. Și să vedeți că le dăm importanța cuvenită și nu mai credem importanța cuvenită. Încercăm să le supunem dezbaterii publice pentru că e foarte important ca pe aceste două sisteme publice care definesc o națiune să avem un consens politic. Și mai e ceva, uitați-vă ce păzește Europa și ce păzim și noi, demografia. E un punct de securitate națională, scăderea demografică, pe care o vedem cu toții astăzi. Domnule Petrache, despre domnul Predoiu se vorbește ca despre viitorul prim-ministru al PNL-ului. E asumat de Deci noul partid. nu vom mai avea, în opinia noastră, niciun fel de surpriză. Păi n-am fi serioși. Și eu cred că suntem serioși. Aveți o schiță, o idee despre cum ar trebui să arate noul executiv liberal? Cred că schița guvernului trebuie să fie în funcție de obiectivele strategice care sunt cuprinse în programul de guvernare. Cred că trebuie să le deschidem către societate, să avem și oameni politici în guvern, dar să avem și oameni care vin din societate. Deci nu veți merge doar pe cadre de partid. V-ați pus întrebarea, sunt convins că v-ați spus-o dumneavoastră. De ce, oare după orice fel de alegere, în afară de cea parlamentară, în Europa Occidentală, în Europa asta civilizată, guvernul care pierde, partidul care face guvernul și pierde alegerile își dă demisia? Este semnul că el nu mai are susținere populară și atâta timp cât nu mai ai susținere populară, nu poți să mai guvernezi. Nu mai e cum, înseamnă că nu mai ești credibil. În România trebuia să întâmple lucrul acesta după alegerile
prezențială.